Astăzi voi încerca să vă transmit o idee, o idee destul de simplă. Mai precis, în momentul în care aveți ceva negativ de spus, ceva, să zic eu așa, într-o direcție din asta supărătoare, aveți o supărare și dintr-o dată parcă ați vrea să scoateți multe lucruri destul de negative pe gură. Cel mai bine este să vă închideți gura. E cea mai bună variantă. Ce-am păzit azi dimineață? Eram, să spun așa, puțin supărat că, deși îi spuneam fetiței mele să se grăbească puțin, să nu întârziem la școală, aceasta spunea da, dar nu se încălța, nu se îmbrăca, nu făcea nimic. Totuși, a găsit ceva interesant de aflat. De ce scrie ceva undeva și de ce există, nu știu, un lucru într-o parte și nu se lăsa până când nu ajungea la răspuns, să spunem așa. Iar, bineînțeles, noi nu vroiam să-i dăm răspunsul, deoarece chiar vroiam să o vedem mai repede încălțată și îmbrăcată să ieșim pe ușă, să nu întârziem la școală. Ei bine, din acest motiv am ajuns eu cu ea, care de obicei nu prea ne ciondănim, să spunem așa, într-un moment mai tensionat. Ce înseamnă acest moment mai tensionat? Undeva la 2-3 minute, amândoi spuneam lucruri negative, să spun așa. Adică aveam o tonalitate din asta de oameni supărați. Andrei, care stătea pe bancheta din spate, adică fratele, băiețelul meu, nu a scos niciun cuvânt. După vreo 5 minute, după ce eu m-am mai relaxat, să spun așa, și după ce am întrebat-o pe Dalia de ce ne-am încrâncenat așa de tare și ce ar trebui să facem mai departe, ea mi-a răspuns că ar trebui să ne cerem scuze amândoi, lucru care m-a încântat. Andrei ne spune: eu știam să vă spun acest lucru, dar m-am gândit și m-am temut să nu cumva să ne certăm și noi. Și așadar el a așteptat să se liniștească apele și ne-a spus lucrul acesta. Ei bine, cred că e un lucru de la care putem cu toții e un lucru pe care cu toții putem să-l luăm în considerare și să ne aducem aminte de fiecare dată când avem ceva negativ de spus, să închidem gura. După care, după vreo 5 minute, 10 minute, ne dăm seama ceea ce este mai bine de spus sau de făcut. Am întâlnit multe cazuri de genul acesta și toate funcționează exact la fel pe același tipar. Asta vă recomand. O zi super să aveți!